Bună ziua, dragilor, sunt Bianca Comăni și mă bucur să ne revedem la Culisele Iubirii. Invitata mea de astăzi este nimeni alta decât Patricia. Bună, dragă Patricia, ce mai faci? Bine te-am găsit, Bianca, sunt foarte bine, mă bucur să mă aflu în studioul vostru, este foarte frumos aici la voi. Mulțumim, într-un final ai ajuns și tu la noi. Mi-am dorit foarte, foarte mult. Da. Ai venit cu planul la București, cu treburi. Da, să știi că da, am venit pentru o perioadă de 4 zile, destul de scurtă, dar am venit să promovez un eveniment, nu știu dacă am voie să-i dau numele, dar na, cu treaba am venit. Cu treaba. În această treabă ai integrat și distracția, nu? Da, să zicem că na, București e un oraș destul de mare, cu multe posibilități, cu multe locuri unde te poți distra, mai ales că sunt și foarte mulți foști colegi din Casa Iubirii aici. Am profitat de chestia asta și ne-am revăzut, ne-am reîntâlnit. Cu cine te-ai revăzut dintre foștii colegi? M-am văzut cu Alexandru, cu Emma, cu George și cu Patrick. Patrick întâmplător sau... nu pot să zic neapărat că întâmplător, ne-am... programat toți o întâlnire la club. Ți-a fost nu știu, teamă un pic sau aveai emoții sau ce sentimente te încercau înainte să-l vezi? Eu cu Patrick am mai ținut așa legătura, adică ne-am văzut și la Arad, dar eu cu Patrick sunt doar prietenă, nu știu dacă mai am aceleași emoții pe care le aveam când eram în Casa Iubirii, dar na, mi-a fost cum să zic, dor de el, dar și de foștii colegi. Tu ai spus pe un live și ai lămurit că sunteți doar prieteni. Da. Sunteți doar prieteni? Adică... Suntem. Da, suntem prieteni. Consider că deja a trecut destul de mult timp cât lumea să nu ne mai asocieze. Suntem amândoi ieșiți din emisiune de atâta timp. Avem proiecte comune, avem oportunități în care s-ar putea să ne mai reîntâlnim, să ne mai revedem, dar asta nu înseamnă că suntem împreună sau este ceva între noi doi, pur și simplu suntem prieteni, colegi de breazlă, să zic așa, și cam atât. La început, când tot când mai făceam noi interviuri, îi spune despre Patrick și despre cum să numim plăcerea pe care o aveai atunci când vorbeai despre el. Sentimentul, dorința de a avea ceva cu el. Când s-au schimbat lucrurile? Cred că lucrurile astea s-au schimbat cu timpul. Am realizat și eu că totuși avem o viață destul de diferită. Noi doi avem orientări destul de diferite, concepte diferite asupra vieții și mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc eu la momentul acesta. Nu îmi doresc neapărat o relație. Sincer, acum, el ca și persoană rămâne într-un loc foarte special în sufletul meu, să zic așa, că totuși am avut această poveste Patricia din Casa Iubirii și n-am cum să o dau la o parte, dar, nu știu, cumva nu mai este dorința aceea de a îl avea lângă mine. Cumva, faptul că sunt mulți băieți care și-au dorit ceva cu tine și în continuare își doresc. Patrick a fost cam opusul băieților, nu și-a dorit ceva cu tine. Te-a făcut acest lucru să-ți pierzi încrederea în tine pentru că văd că ai apelat la niște schimbări, ai făcut niște schimbări. Să știi că, da, în momentul în care eram în casă, mă gândeam și mă uitam așa în oglindă, știi, și mă gândeam, mamă, dar eu nu-s drăguță, nu-s frumoasă, nu... Oare ce am eu și n-am... Așa și mi-am pierdut Stima de sine? Da, din stima de sine, dar nu mă mai simțeam atât de frumoasă cum eram obișnuită să mă simt. La procedura aceasta, dacă la aceasta te referi, am apelat deoarece am fost complexată de foarte mult timp, mi-am dorit chestia asta de când eram mică, nu neapărat pentru Patrick sau... Da, nu, bineînțeles, nu vorbim despre Patrick. Pentru tine. Nu, deci complexele astea le-am de mai mult timp, nu din momentul în care m-a refuzat Patrick. Într-adevăr, a fost dureros pentru mine refuz la acela, dar asta este. Te simți mai diferit acum? Ai mai multă încredere în tine? Bineînțeles. Până la urmă mi-am dat seama că nu este de datoria nimănui să mă placă și cine mă iubește așa cum sunt.
Revenind la Patrick, nu știu dacă l-ai mai urmărit, dar în ultimul timp a tot făcut live-uri cu Irina. Și s-a presupus că ar exista ceva între ei doi. S-a dat la ea un pic așa, adică au fost niște avansuri acolo. Da, eu îl știu pe Patrick foarte bine. Nu zic că Irina este o femeie urâtă sau nu vreau să insinuez lucrurile acestea, dar cu siguranță Irina nu este pe gusturile lui. Uh-huh. Știu ce fel de femei îl atrag pe Patrick și Irina nu face parte din categoria asta. Din păcate pentru ea, să zicem. A fost o joacă acolo? Din partea lui, da. Din partea ei, nu știu ce să zic. Uh-huh. Crezi că el place? Ia, bineînțeles. Adică să fim serioși. Cine... Când îl vede pe Patrick, îi rămâne așa, pentru că este un băiat cu stil, e șarmant, are vorbele la el, e... nici nu îi găsesc calități. Da, este un băiat care ar atrage privirile multor fete. Mm-hmm. Dar știi că Irina a fost la București. Crezi că s-a întâlnit cu Patrick? Nu. Nu cred, și dacă s-ar fi întâlnit, nu știu, dacă ar fi fost ceva acolo mai mult decât o simplă conversație de dragul, nu știu eu. Irina l-a prins pe Patrick în emisiune? Nu. Nu. Pur și simplu, așa, o conversație între doi oameni de pe platforma asta, de pe TikTok. Mm-hmm. Mm-hmm. I-am luat și ei interviu și i-a spus că, i-am întrebat-o dacă crede că tu și Patrick vă potriviți, a spus că nu. Și că nu vă vede absolut deloc împreună. Crezi că e geloasă? Nu este geloasă, Irina. Pur și simplu... Na. Nici nu știu ce să mai zic acum. Nu mai... Îți dai seama, mai ales că noi am avut povestea asta în spate și tot. Nu e tot una Irinei. Nu știu cât de sinceră, cât de... hotărât a spus nuul acela și a fost destul de hotărât, nu? Destul de hotărât, da. Nu știu acum ce să zic. Cumva că n-ar fi nicio șansă. Nu vă potriviți pe... absolut deloc. Că aia nu... că nu-și dorește ea, da. Uh-huh. În schimb, Alex, el a susținut că tu și Patrick la un dat poate vă veți reîntâlni. Pe bune. Și veți forma un cuplu. Alex, eu întotdeauna am avut o părere bună despre Alex. E un băiat... simpatic. Da, acum nu știu ce să zic. Lăsăm lucrurile să decurgă de la sine, timpul să decidă de evenimentele viitoare. Acum, în viitorul apropiat, nu se anunță nimic între Patricia și Patrick. Dacă noi am urmărit emisiunea, am avut pe Alexandru și Irina, am avut aici pe canapea. Din punctul de vedere, se potrivesc? Nu știu, cred că este o discrepanță atât de mare între felul de a fi al lui Alex, așa liniștit, calm, și Irina, care este așa mai vulcanică, mai spontană, mai directă. Eu nu o să zic ca și Irina că nu se potrivesc. Fizic, nu știu, cred că Irina cred că e mai înaltă ca Alex. Fizic, nu știu ce să zic dacă se potrivesc, acum ei decid cum se înțeleg și tot. N-am mai urmărit emisiunea să văd cum a decurs relația dintre ei, nici nu m-a interesat, să spun sincer, dar na, eu le urez succes în cazul în care se gândesc că vor să întemeieze ceva. Tu te-ai mai dat la emisiune? Puțin. Puțin. Ce părere ai despre concurenții din casă? Dacă, uite, Cristina primește mesaje mediu online cum că Radu o face doar să plângă și că nu o să fie bine cu el. Tu crezi că ar putea fi fericită lângă Radu? Eu o înțeleg pe Cristina, suntem și de aceeași vârstă și am discutat foarte, foarte mult pe tema aceasta. Oricât ar încerca și oricât i-ar părea lui Radu de rău, de situația pe care a fost, situația din trecut, care a creat-o, bineînțeles, tot el, nu știu dacă... se va mai uita de... Eu înțeleg pe Cristina și văd prin ce trece și în mediul online cum o face toată lumea și este urât pentru o domnișoară mai ales și nefiind adevărat totodată, nu știu dacă o să fie fericită alături de Radu atât timp cât se expun în mediul online și încă cât sunt în emisiune, nu știu dacă o să fie fericită. Uite, tot cei din mediul online spun că ea s-ar potrivi cu Cosmin.
că el o face să zâmbească. Crezi că s-ar potrivi? Dacă Cristina se simte bine și e largul ei alături de Cosmin, atunci ea trebuie să decidă pentru ea, ea trebuie să vadă cum... Eu totuși cred că în inima ei este Radu, dar mintea îi spune nu. Și crezi că ar exista vreo posibilitate ca ea să renunțe la Radu pentru Cosmin? Nu cred. Nu cred. Ați avut voi ceva discuții mai private prin care ți-a spus acest lucru, că n-ar putea să renunțe la Radu? Că-l iubește? Îmi zicea tot timpul că este atașată de el. Îmi zicea tot timpul că și-ar fi dorit să fi fost ceva împreună, să fi avut ceva ei doi. Dar, din păcate, situația care a fost atunci în perioada aceea a despărțirilor a făcut-o pe Cristina să dea un pas înainte și doi în spate și nu cred că se va ajunge undeva cu chestia asta. Dar de Laurențiu și Lorena? Laurențiu e îndrăgostit maxim, lulea pe Lorena și nu știu Lorena ce face și am văzut că lumea o compătimește pe ea, că ea tot plânge, că ce nașpa e Laurențiu. Eu, sincer, îl compătimesc pe Laurențiu. Mie mi se pare că Laurențiu este cel care suferă în relația asta și el tot trage de o sfoară și ea de alta și nu ajung la niciun consens. Și chiar îl compătimesc pe el, mi-aș fi dorit să-i văd bine împreună, dar în ultima perioadă am văzut că nu se înțeleg deloc și ar trebui să stea bine, să se gândească dacă merită sau nu această reîmpăcare. Laurenția a spus chiar că nu am vrea să mai cunosc nici măcar pe Giulia, pe nimeni, din cauza ultimei experiențe. Asta e clar, după ce ai parte de, nu știu, să zicem așa, de o relație eșuată sau de o situație în care rămâi dezamăgit, clar că nu-ți mai vine să mai cunoști pe altcineva, să o iei tot de la zero, să-ți depui acolo sentimente și efort. Și de la ce crezi că se ceartă Lorena și Larisa? Pentru că, uite, erau câteva zvonuri care spuneau cum că Larisa ar plăcea pe Laurențiu. Ai văzut aceste lucruri? Eu, cât am fost în casă, nu am văzut vreo atracție din partea Larisei către Laurențiu. Da, și-a expus punctul de vedere și a spus că este un bărbat frumos. Mm-hmm. Clar, Laurențiu a refuzat atunci, din câte știu. Probabil s-a născut și frustrarea asta între cele două, pentru că Laurențiu a ales-o pe Lorena în detrimentul Larisei, dar nu știu de unde vin subiectele acestea. Larisa este o... are un caracter foarte vulcanic și... nu știu, am impresia câteodată că nu gândește înainte să spună ceva. Uh-huh. Are așa un strop de răutate în ea, așa. Uh-huh. Și asta cred că a văzut-o toată lumea. Este dureros de sinceră câteodată și spune lucrurile în față fără să menajeze pe cineva și cred că asta deranjează, dar acum între ele două chiar nu știu de ce s-a născut conflictul ăsta. Poate să fie și Laurențiu un factor. Da, vreau să vorbim puțin despre prietena ta, care acum are o relație cu Bianca, bineînțeles, care are o relație cu Ionuț. Da, mă bucur foarte mult pentru ea. Așa de mult mă bucur pentru ea și sper să îi fie... să fie bine alături de Ionuț, să se înțeleagă cu el, să fie o experiență care să nu ducă înspre o despărțire sau să o dezamăgească din nou, pentru că ea este sensibilă, știu că are foarte, foarte mult de oferit și pune suflet în tot ceea ce face și cu siguranță este îndrăgostită dacă nu are chiar sentimente față de Ionuț și mi-ar părea rău să văd că iar suferă sau rămâne dezamăgită în urma unei relații. Dar crezi că s-au grăbit? Nu cred că fiecare are ceasul lui fiziologic și poți să te întâlnești cu o persoană și să te îndrăgostești la prima vedere sau poți să stai cu un om un an de zile și să nu simți nimic. Asta contează foarte mult de chimia dintre cei doi și se vede că este o chimie între ei
Și mă bucur foarte tare și îți urez succes, Bianca, dacă vezi asta, și să fii cu minte. Ea pare foarte fericită, dar Laurențiu spune că nu are ce să vorbească cu el, că se plictisesc unul în prezența celuilalt. Ce are Laurențiu? Laurențiu acum este supărat că Bianca și-a tot dat cu părerea în relația lui și în alte subiecte din casă și na, știe toată lumea cum e Bianca și cum își expune punctul de vedere. Eu, cum am zis, deranjează uneori sinceritatea ei, dar nu știu acum să fie oare Laurențiu gelos? Nu știu. Crezi? Nu înțeleg de ce l-ar deranja pe el, dacă ei doi sunt plictisitori sau nu. Cum îl vedeai pe Laurențiu atunci în casă? Când era în acel conflict, la început, înainte, când se înțelegeau bine. Când se înțelegeau bine? Da. Se părea că e atras de ea sau că... Da. Da, chiar a avut ceva pentru Bianca, chiar i-a fost dragă, nu știu ce a declanșat... nu știu, schimbarea asta și răcirea dintre cei doi. Dar eu chiar cred că a avut ceva pentru Bianca și Bianca pentru el, clar. Mm-hmm. Ți se pare că Bianca s-a schimbat sau că este aceeași persoană așa cum ai cunoscut-o? Ca orice persoană, în momentul în care te îndrăgostești de persoana potrivită și mi se pare că înflorești pur și simplu, mai ales ca și femeie, când ești liniștită și ești iubită și apreciată, mi se pare că înflorești și te schimbi pur și simplu, e natural. Tu ești liniștită? Da. Ești într-o cunoaștere cu cineva? Nu, chiar nu sunt cu nimeni, nu am vorbit cu nimeni de când am ieșit din casă, așa, doar interacțiuni pe TikTok sau... Dar astea au fost publice, nu a fost nimic luat în serios. Dar... Sunt liniștită pe plan emoțional pentru că am încercat acum în ultima perioadă să mă concentrez mai mult pe carieră și după aceea pe, cum am și zis, de aia nici nu-mi doresc o relație acum să intru așa, pentru că eu știu ce înseamnă o relație, știu că trebuie să te implici acolo 100%, așa că prefer deocamdată să mă realizez pe plan profesional și după aceea tot am timp să iubesc sau cine știe. Bine, nu zic nu, în cazul în care o să apară o persoană potrivită care să mă facă pe mine să-mi doresc lucrul acesta, nu o să dau în spate sau nu o să refuz lucrul ăsta, dar deocamdată nu a apărut persoana. Spuneai mai devreme că tu îl cunoști destul de bine pe Patrick. Da. Și că știi așa cum gândește. Poți să-mi spui trei calități ale lui Patrick? Este ambițios, foarte, foarte ambițios. Dacă își propune ceva, duce până la capăt. Are un fizic frumos, bineînțeles, asta se vede cu ochiul liber. Și a treia calitate, aș avea foarte multe calități să spun despre Patrick, ar trebui ar fi că este un băiat destul de calculat. Dar tu când l-ai văzut pentru prima dată în casă, ai simțit ceva față de el? Tu l-ai urmărit de acasă? Da, eu l-am urmărit de acasă, într-adevăr, este diferit în momentul în care ești o persoană simplă și mergi acolo și vezi pe băieții ăia, știi, și pe fetele alea de la televizor pe care i-ai urmărit. Clar, am simțit o tensiune în momentul în care am intrat în casă, în special cu el, față de restul băieților. Dar crezi că dacă nu ar fi fost Nona sau ai fi intrat tu de la început... Ar fi fost totuși altfel lucrurile între voi? Eu consider că lucrurile se întâmplă cu un scop și se întâmplă exact așa cum trebuie să se întâmple. Dacă mă gândesc, dacă aș fi intrat de la început, probabil am fi avut, să zic, șanse egale toți. Eu fiind mai nouă și neștiind cum se mănâncă treaba asta cu emisiunea, n-am avut un dezavantaj, dar nu pot să zic că îmi pare rău sau să regret faptul că n-am intrat de la început. Patricia, eu vreau să-ți mulțumesc că ai venit astăzi și că ți-ai făcut timp și pentru noi. Îți mulțumesc frumos pentru invitație. Te mai așteptăm. Cu siguranță o să mai vin. Mai vrei să vii pe viitor? Poate cu încă cineva acolo lângă tine, nu știu. Da, mi-ar plăcea. Facem o surpriză? Mi-ar plăcea. Vedem. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Dacă v-a plăcut această ediție, vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. La revedere!